În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu. Din nou mulțumim Lui Dumnezeu pentru că așa se cuvine de fiecare dată, de aceea ne îndeamnă cuvântul, spune, aduceți mulțumiri Lui Dumnezeu cu fiecare prilej. De fiecare dată când mai avem prilejul să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să aducem Domnului mulțumire pentru că El mai lasă această ușă deschisă a Cuvântului Său pentru fiecare făptură pe care a zidit-o pe acest pământ. Și pentru că Dumnezeu este așa de bun și de îndurător și mai lasă încă vreme și ușă deschisă pentru Cuvântul Lui, înseamnă că Dumnezeu mai are în vedere să mântuiască Oamenii din lumea aceasta. Când se va închide și ultima ușa harului, se va întâmpla ce s-a întâmplat în vremea lui Noe. Când Dumnezeu a poruncit lui Noe să închidă ușa, și în momentul în care s-a închis ușa, n-a mai putut nimeni să intre. Încă mai este ușa deschisă, încă mai este har, încă Dumnezeu mai cheamă la mântuire păcătoși ca noi, care să avem parte de iertarea lui Dumnezeu. De aceea. Dacă avem ocazia să auzim cuvântul lui Dumnezeu, suntem datori să-i mulțumim Domnului. Și cuvântul de astăzi, din Duminica a Patra, din Postul Mare, ne vorbește, așa cum ați auzit și în Cazanie, de această minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o cu acest copil îndrăcit, cu acest copil care era chinuit de un duh atât de puternic încât consemnează atât Sfântul Matei cât și Sfântul Marcu că l arunca când în apă, când în foc. Un chin cumplit pe care îl îndura acest copil și acest tată. Minunea aceasta se întâmplă imediat după schimbarea la față. Știți că întotdeauna după vremuri bune vor veni vremuri rele. După vremuri de har, să te aștepți că vor veni și vremuri de încercare. Domnul Iisus cu cei trei ucenici pe muntele Taborului se arată Domnul în toată slava. Acolo ucenicii spune că nu mai știau de ei, așa de fericiți erau, vă dați seama, dintr-o dată să vedem că se desface cu pola bisericii, să-L vedem pe Domnul aici în mijlocul nostru plin de slavă, să simțim bucurii pe care niciodată în viața aceasta nu le-am simțit, ce s-ar întâmpla cu noi? Așa erau ucenicii acolo pe muntele taborului. Și Petru, Sfântul Petru, Apostolul Domnului, în uimirea lui spune, Doamne, bine e să fim aici, să zidim aici trei colibe. Adică ar fi vrut să rămână acolo, Doamne, ce să mai coborâm în vale? Nu știm noi, în vale sunt fariseii, saducheii, ura lumii, problemele. Hai să rămânem aici, Doamne. Am văzut că ești Dumnezeu, gata, nu mai coborâm. Dar Domnul nu era de aceeași părere. Și a trebuit să coboare în valea umbrei morții. A trebuit să ia pe cei trei ucenici să se coboare jos, acolo unde era durere, unde era boală, unde era suferință, unde întotdeauna Dumnezeu vine în întâmpinare celui necăjit. Vedeți, noi nu avem un Dumnezeu care stă în niște emisfere îndepărtate, așa. Nu avem un Dumnezeu care din când în când privește spre noi, din când în când se atinge de noi, ci avem un Dumnezeu care ne-a promis în Evanghelia Sfântului Matei, însuși gura Lui Sfântă ne-a spus, iată, eu rămân cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și pentru că avem un astfel de Dumnezeu, care are milă de noi și care este singurul și adevăratul Dumnezeu. Și fac o paranteză. Trăim într-o lume așa destul de pestriță, în care oamenii au așa fel de fel de credințe, chiar creștini fiind, că există și alte căi spre a ajunge la Dumnezeu. Noi ne rugăm în liturgia pe care o facem în, fie, în cele șase duminici din postul mare, și citim o rugăciune a Sfântului Vasile care spune, care ne-a de la rătăcirea idolilor la închinarea adevăratului Dumnezeu. Nu există mai mulți Dumnezei. Nu există decât unul Dumnezeu care ne-a creat, care ne-a mântuit și care ne așteaptă să ne întoarcem acasă. Restul sunt plăzmuiri omenești. Restul, toate, știu eu, credințe... Pot să le, religii poate să le numesc mai repede, sunt niște plăsmuiri ale minții omenești. Oamenii, neputând să-și explice cum vine tunetul, au zis, este zeul care vine din cer sau Sfântul Ilie care trece prin cer și se aude căruța lui cum dă cu trăznete. Și oamenii au încercat, au încercat să personifice anumite fenomene naturale, dar nu acela e Dumnezeu. Pământul a spus că e Dumnezeu să închină oamenii la pământ. Dumnezeu pământului, Dumnezeu cerului. Fel de fel de Dumnezei străini la care să închină oamenii. Dar singurul și adevăratul Dumnezeu este acela care ni s-a descoperit din cer. Cine a mai venit din cer? Singurul, spune în Evanghelia de la Ioan, capitolul 3, care s-a coborât din cer este Fiul lui Dumnezeu. Altcineva n-a mai venit de acolo. Și singurul care s-a întors înapoi la Tatăl și s-a dus și ne-a spus așa, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine, este numai Domnul Isus. De aceea singurul și adevăratul Dumnezeu rămâne Domnul Isus Hristos. În afară de El, toate celelalte sunt decât plăsnuiri omenești. Pot oamenii să le numească filozofiile lor în diferite forme. Poate să le dea o formă intelectuală, adică să spună, domnule, ăștia filozofi, ăștia fac așa niște teorii frumoase, cum să nu credem noi în ele? Uite, se întâmplă chiar minuni. Să știți că în Apocalipsa spune că la sfârșit, acest duh rău care va stăpâni pe oameni, va face minuni până acolo că va pogorâ foc din cer. De ce? Că oamenii, să știți că sunt foarte impresionați de minuni. Și oamenii foarte repede aleargă de minuni, la minuni. Uitați-vă, în Evanghelia de astăzi o să auziți un amănunt în care Mântuitorul ne spune ce trebuie să facem. S-a apropiat momentul să-l vindece pe îndrăcit. Zice, când a văzut că se apropie noroadele, îndată l-a tămăduit. Domnul Isus nu caută popularitate. Domnul Isus nu caută niciodată spectacolul, că de cele mai multe ori partea asta minunistă duce spre zona asta spectacularului. Voi, ce e acolo? Ce s-a întâmplat acolo? Ca să impresioneze pe oameni. Dar știți ce se întâmplă? Impresia rămâne atâta cât e minunea. Cum a dispărut minunea, a pierdut și credința. E o vorbă în popor care spune, zice, credința ține trei zile cu aia de altă ieri. Vedeți, o credință care se întemeiază decât pe minuni, nu e o credință adevărată. Și mă întorc la îndrăcitul nostru, bietul nostru îndrăcit. Când au ajuns la ucenici, deci mântuitorul cu cei trei ucenici, nouă erau în vale și trei urcase cu Domnul pe muntele taborului, Petru, Ioan și Iacob. Ceilalți rămăsese jos. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în prejur și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Domnul Isus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. El i-a întrebat: Despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Vedeți, ucenicii probabil că aveau o discuție foarte aprinsă cu cărturarii. Zice, nouă ucenici ai Domnului Isus rămăsese jos și acolo au început să le pună întrebări tot felul de oameni, începând de la cărturar, farisei, acest tată care a venit și el nedumerit cu copilul lui și la un moment dat ucenicii rămăsese fără grai. Și Domnul îi întreabă, de ce stați de vorbă cu ei? Să știți că sunt întrebări la care trebuie să răspunzi. Și sunt întrebări la care nu trebuie să răspunzi. Sunt două lucruri în cartea lui Solomon, în înțelepciunea lui Solomon. Zice așa, răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept, și iar câteva versete mai încolo în proverbe spune nu răspunde nebunului lui, nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Acum nu e o contradicție. Sunt momente în care trebuie să răspunzi. Și sunt momente în care trebuie să taci. Spune Mântuitorul, nu aruncați mărgăritarele în troaca porcilor, ca nu cumva să se întoarcă și să vă sfârșie și pe voi. Ucenicii s apucase la vorbă cu fariseii. De multe ori când ai o discuție cu cineva contradictorie, mai ales în domeniul credinței, când ai văzut că omul începe să spună bancuri, să spună glume, să spună hule la adresa lui Dumnezeu, pleacă de acolo. Nu mai sta de vorbă cu omul acela că intri și tu în păcatele lui. Te faci părtaș la păcatele lui. Că oamenii de obicei au tendința să ducă în derizoriu cuvântul lui Dumnezeu. Să spună o glumiță, să spună, știu așa cuvinte mai slabe și te trezești dintr-o dată că tu hulești pe Dumnezeu. Știți ce spune cea din tâi poruncă din cele zece? Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Să nu iei numele Domnului în deșert. Noi nu avem voie să vorbim despre Dumnezeu oricum. Nu avem voie să vorbim despre Dumnezeu în bodegă sau în cârciumă sau la un pahar. pe păi cum adică stai de vorbă cu paharul în față despre Dumnezeu? Păi în fața ta e altceva, e altă evidență. Și tu îi spui la ala despre Dumnezeu, când tu ești cu paharul la gură, să vă feriți de așa ceva. Întotdeauna în fața lui Dumnezeu și în fața cuvântului trebuie să avem o decență și o frică și o teamă extraordinară. Pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și acum, după ce îi întreabă pe ucenici, a venit acest tată care avea acest copil îndrăcit. Și un om din norod a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu. Vedeți unde l-a adus pe fiul? L-a dus la farisei. Fariseii au dat din umeri. Unde trebuia să meargă omul? La cei care erau autorizați să facă un lucru al lui Dumnezeu. Fariseii, saducheii, preoții de la templu, bietul om s-a dus întâi acolo. Nu s-a rezolvat nimic. S-a dus apoi la ucenici. Ucenicii au dat din umeri și ei n-au putut să facă nimic. Cu toate că au auzit cum spunea Cazania, nu le dăduse Domnul putere și le-a zis vă dau putere să călcați peste șeri, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și totuși nu s-a întâmplat nimic. Și acum acest tată disperat s-a dus la Domnul Isus direct, l-am adus la tine și zice, descrie tată, la acum starea copilului, oriunde la pucă îl trântește la pământ, copilul face spume la gură, scrâșnete, scrâșnește din din și rămâne țapăn, m-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. Și acum răspunde Domnul, o neam necredincios le-a zis Domnului Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. Starea copilului era una groaznică. Vedeți, spune aici tatălui, încercați să vă faceți acest exercițiu de imaginație, cu toate că e greu să ai un astfel de copil. Cum ar fi să ai în casa ta un copil așa? Să vezi că copilul tău are astfel de manifestări vedeți, noi foarte ușor putem vorbi din afară despre durere, dar numai cel care trece prin durere știe ce înseamnă. Numai cel care are un copil cu un handicap, cel care îngrijește de un copil sau de un bonlav, poate să spună ce înseamnă cu adevărat. Restul sunt vorbe goale. Tatăl acesta o spune din durere. Spune, Doamne, eu n-am venit la Tine că n-am ce face. N-am venit la Tine că să încerc vreun cuvânt filozofic. Am venit ca o durere. Vedeți, când venim la Domnul Isus, trebuie să venim cu durerile noastre. Pentru că Domnul Isus este cutia de rezonanță a durerilor noastre. El rezonează cu noi. Noi, de multe ori, poate, când cineva ne spune despre durerea lui, să-ți ajute Dumnezeu, Doamne, ajută, să fii sănătos. La Domnul Isus nu e așa. Durerea din inima noastră trece întâi prin durerea Domnului Isus. Când noi avem o durere, o problemă și venim cu ea înaintea Domnului, întâi o simte Domnul durerea aceea. Întâi El că spune prorocul Isaia, de unde știm? Spune în Biblie, Isaia 53, El a luat asupra Lui suferințele noastre, sfărâmarea noastră, bolile noastre, durerile noastre. El le simte Domnul Isus. Noi nu avem un Dumnezeu care să n-aibă milă de noi. Și apoi spune Mântuitorul, o neam necredincios le-a zis, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. De ce spune aceste cuvinte Domnul, o neam necredincios? Pentru că același popor pe care îl scosese din Egipt și îl trecuse prin Marea Roșie, același popor stătea înaintea Domnului Isus. Un neam necredincios nu credeau în puterea lui Dumnezeu. Ei se îndoiau până și de puterea Domnului Isus. Mântuitorul, când făcea minuni, știți ce spuneau în spate oamenii? Da, într-adevăr, unii se minunau, dar în spate știți ce spuneau? Culme! Ăsta scoate demonii cu Domnul Demonilor. Ei, ca să vedeți mintea omenească unde luce pe om. În fața evidențelor Dumnezeirii, omul să spune că, de fapt, Domnul Isus cotea demonii cu ajutorul diavolului. Și Mântuitorul spune: Cum puteți să gândiți așa ceva? O împărăție, dacă îți dezbine în însăși, va pieri. Și spune: Până când vă voi suferi? Știți cât de greu e de suferit pentru Dumnezeu necredința noastră? Cel mai greu suferă Domnul Isus pentru noi că noi nu credem în puterea Lui, că noi nu ne apropiem cu credință de puterea Lui Dumnezeiască. Atâta vreme cât noi suntem fără credință înaintea lui Dumnezeu, putem veni chiar la biserică, putem veni chiar în fața Sfântului Potir. Auziți ce spune când ajungem în fața Sfântului Potir rugăciunea? Care e primul cuvânt care îl spunem? Spuneți-l dumneavoastră. Cred. Ia auziți. Cred. Că dacă nu crezi, n-ai ce căuta acolo. Dacă nu crezi că ești în fața lui Dumnezeu când deschizi gura, mai bine du-te afară și spune, o neam necredincios, până când vă voi suferi? Când ne suferă pe noi Domnul? Vedeți, 33 de ani a trăit pe pământ și a suferit atâtea din partea noastră. A suferit de când era copil. Nici nu s-a născut bine pe pământ și Irod, împreună cu tot Ierusalimul, a început să se răscoale, să ia viața pruncului. A suferit ura din partea oamenilor a crescut în Sfânta Familie, ocrotit de bătrânul Iosif și de Sfânta Fecioară Maria și toți l-au pe Domnul Isus. Când a ieșit în lume și a spus lumii că este rea și a arătat starea lui, a omului, au început să-l arunce, au încercat să-l arunce în prăpastie pe Domnul. A suferit prostia ucenicilor, o să auzim duminica viitoare. Mama fiilor lui, Zeved, lui Iacob, ce-au făcut? Au zis, Doamne, le spunea Domnul de împărăție lui Dumnezeu și ce spune această mamă: Doamne, dacă tu vei avea o împărăție, știi ce îmi doresc eu? Am doi copii. Aș vrea unul să stea de la stânga și altul de a dreapta ta. Și Domnul Isus a fost așa de îndurerat. Spune: Eu am venit să vă duc în cer și voi vreți lucruri de pe pământ. Eu am venit să mor pentru voi și voi vreți funcții pe acest pământ. Nu înțelegeți că împărăția mea nu e de pe pământul acesta. Nu înțelegeți că eu nu propovăduiesc o împărăție din lumea aceasta și o împărăție veșnică ce va veni. Și atunci, vedeți, durerea Domnului Iisus a răbdat prostia ucenicilor, a răbdat apoi ura din săptămâna mare, cât a suportat Domnul Iisus pentru noi, până când vă voi suferi. Și iată, de 2000 de ani, n-a venit nici foc din cer, nu ne-a trăznit Dumnezeu, încă ne suferă Domnul. E foarte greu să... Vedeți cât de greu e să suferi lângă cineva care te urăște. Poate că am trecut prin momente de astea în viață când știi că cineva uneltește împotriva ta, când știi că cineva lucrează ca să te dărâme, să-ți facă un rău mare, cât de greu îl suferi pe un astfel de om și știi, mai ales când știi cum lucrează omul acela. E, așa a făcut Domnul Isus și așa face cu noi. Cât de grea este suferința Domnului când știe că El ne dă, ne dă dimineața soare, ne, pune, ne dă, ridică din pat, ne dă sănătate și noi nici măcar nu-i mulțumesc, Doamne, cât de greu suferă Domnul astfel de lucruri de la noi. Și totuși, e un Dumnezeu plin de iubire. Și spune, o, l-au adus la el. Și cum a văzut copilul pe Domnul Isus, Duhul a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Vedeți, întâlnirea cu Domnul Isus pentru cei mai mulți este, cei mai mulți este o, o întâlnire zguduitoare, atunci când omul vine la Domnul Isus, să știți că Duhul necurat încearcă să nu lase din mână prada lui. L-a scuturat, l-a aruncat la pământ, l-a chinuit, a făcut spume la gură, ca oamenii să spună, nu e asta soluție să-l aduci la Domnul Isus, că uite, este mai rău. Diavolul întotdeauna, să știți că el nu-și lasă prada ușor din mână. Odată ce și a țit iarle în omului, diavolul greu și le scoate de acolo. Numai prezența Domnului Isus numai puterea Domnului Isus îl poate scăpa pe un om din mâna diavolului. Aduceți-l la mine, a spus Domnul. Vedeți cei mai mulți copii să îndrăcesc din copilărie. Că îl întreabă Domnul, de când îi vine starea aceasta? Din copilărie. Și cei mai mulți copii se îndrăcesc din copilărie. Cum? Din cauza părinților lor. Vedeți, noi avem datoria, ne-a dat Dumnezeu copiii ca un dar. Așa spune Psalmul 127. Iată, copiii sunt un dar de la Dumnezeu, o moștenire de la Dumnezeu. Păi dacă sunt un dar de la Dumnezeu, trebuie să-l prețuim acest dar. Și noi o să creștem copiii în frica lui Dumnezeu, ce văd copiii la noi? Că acolo este marea taină, cum se îndrăcește copilul. Tata o drăcuie pe mama. Mama îl înjură pe tata. În casă aude toate cuvintele murdare toate obscenitățile, toate lucrurile care nu sunt îngăduite să le rostim de aici din fața Sfântului Altar. Și toate acestea copilul este ca un burete. Le atrage. El ceea ce vede, vedeți copilul, nu se educă cel puțin în domeniul rugăciunii. Nu l înveți pe copil rugăciuni. Zi după mine. Înger, înger, nu, 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 nu așa se învață rugăciune. ia de mână, pune-te în genunchi și roagă-te cu el. Ați auzit de puterea exemplului? Copilul copiază la indigo. Ceea ce vede, aceea face. Ce a văzut pe mama că face sau pe tata, aceea va face și el. De aceea copilul ori se îndumnezeiește, ori se îndrăcește din familie. Ceea ce vede în casa părinților, chiar dacă mai târziu lumea îl răpește și îl duce, va veni o vreme când ceea ce ai sădit acolo în mintea copilului tău, în inima lui, va rodi. Și te vei bucura de roada pe care tu ai semănat-o în sufletul copilului. Dar cei mai mulți copii se îndrăcesc din copilărie din cauza, uitați-vă, câți părinți sunt aici cu copiii lor. Vin, îi aduc repede să îi împărtășească, pleacă cu ei, nu interesează. Dar tu, mamă, care îți aduci copilul, tu știi să te rogi? Tu știi de Dumnezeu? Tu ai citit Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu? Tu vii la Sfânta Liturghie? Tu vii la Sfânta Adunare? Tu te pleci în fața măreției lui Dumnezeu? Și apoi te întrezim că avem copiii care avem drogați? Că am ajuns spaima Europei, toate școlile pline de droguri, desfrânați, cu cuvinte murdare, cu stări nenorociți, De unde s-au îndrăcit copiii ăștia? Cine i-a fi dus acolo pe copii? De unii singuri așa? Noi suntem vinovați, să știți. Și vedeți soluția care este tatăl ăsta, omul lui Dumnezeu, omul ăsta amărât. A fugit la Domnul Isus cu copilul lui, nu vă duceți în altă parte cu copiii dumneavoastră. Ce să-i facă psihologul? Stă de vorbă cu el, l-a ajutat și el cât poate. Dar fără puterea lui Dumnezeu nu se poate. Noi vrem să scăpăm poporul ăsta din starea sa nenorocită în care a ajuns, fără Domnul Isus nu vom putea să știți. Putem noi să aplicăm toate metodele care le dă Occidentul. Nu dau nicio roadă. Singura soluție este ce a făcut omul acesta. Să ne aducem copiii la Dumnezeu. Când ne-am rugat ultima dată pentru copiii noștri? Dar nu rugăciune de asta formală, citind acolo o carte din obsaltire. Nu, nu, roagă din inimă. Când am plâns, vedeți, acest, tatăl acesta, tatăl acesta s-a dus disperat la Domnul Isus cu copilul lui. Noi zicem, lasă ca să societatea, ce va vrea Dumnezeu cu ei? Și vedem, ne uităm așa cu ochii cum îi concasează non-valoarea lumii acesteia în care trăim noi. Zice mai departe, Domnul Isus l-a întrebat pe copil, pe tatăl lui, Câtă vreme este de când vine, îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori îl aruncă foc, în foc și în apă ca să-l omoare. Dacă poți, fă ceva. Fieți milă de el și ajută-ne. Ei, și aici Domnul Iisus s-a întâlnit cu un cuvânt care la cei mai mulți dintre noi ne caracterizează. Dacă poți. Știi ce înseamnă cuvântul dacă? De cele mai multe ori îndoială. Cred că aici pe Domnul Isus îl doare cel mai... Dacă poți să faci ceva. Am încercat prin vrăjitoare, prin psiholog, prin psihiatrii. Acum încerc și la tine să vedem dacă se poate. Și spune, tu zici, Mântuitorul îi spune omului, tu zici dacă se poate. Toate sunt cu putință celui care crede. Deci dacă avem credință și atunci ce face Domnul Isus? Mută puterea de la el la, omul, la tatăl copilului și spune, tu zici dacă poți. Toate sunt cu putință celui care crede. Și atunci omul acesta a înțeles, știți, și a spus, cred, Doamne, dar ajută credinței mele. E un cuvânt care de multe ori am meditat asupra lui și m-am gândit cum adică cred, dar ajută necredinței. Eu de multe ori poate îmi fac așa o poezie frumoasă în mintea mea și zic, am credință, sunt credincios, dar când mă pune Dumnezeu la încercare, zic, Doamne, ce puțin cred eu în tine. Vedeți, când ajungem într-o situație limită și apelăm la tot felul de soluții, tatăl la Dumnezeu a apelat, Doamne, în tine cred, tu ești nădejdea mea, tu ești speranța mea. Și atunci tatăl acesta a spus, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și apoi spune cuvântul așa, îndată, tatăl copilului a strigat, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când a văzut Domnul Iisus norodul că vine în fuga mare spre el, vedeți, n-a căutat spectacol Domnul Iisus, ci ăștia vin să vadă un spectacol, să vadă o minune. Nu le creez eu condițiile propice. A mustrat Duhul necuraș și a zis, Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Domnul Iisus l-a apucat de mână l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. În fața Domnului Isus spune prorocul Isaia, toate duhurile cad în leșin. În fața Domnului Isus nu există ceva care să reziste. La porunca lui toate se supun. Când a venit acest tată cu copilul lui în fața Domnului Isus, a fost ultima zi de chin și prima zi de bucurie. Noi când venim la Domnul Isus, când ne apropiem de El cu păcatele noastre, întâi vine un cutremur în viața noastră. Ne uităm în urmă și ne îngrozim de starea pe care am avut-o. Ne uităm înainte și spunem, Doamne, nu sunt vrednic eu de așa ceva. Când privim la măreția Domnului, când privim la iubirea Domnului, când privim la bunătatea Domnului, spune, Doamne, sunt eu vrednic să mă apropii de Tine? Și spune, Domnul, vino la mine. Trecutul nostru ne scutură, trecutul nostru ne cutremură, trecutul nostru ne dă fiori. Dar ce a făcut Domnul Iisus? l-a apucat de mână pe copil, l-a vindecat și l-a redat tatălui său vindecat. Așa face cu noi Domnul Iisus. Ne apucă de mână, ne vindecă de toate păcatele noastre și ne dăm mâna Tatălui Ceresc. Și spune de acum să spui Tatăl nostru care ești în ceruri. De acum tu ai un tată în ceruri. De acum eu te-am izbăvit. De acum eu te-am curățit. De acum te-am făcut un copil al lui Dumnezeu să nu mai păcătuiești din clipa aceasta. Și pentru copil a fost ultima zi de nenorocire. Din clipa aceea pentru el a început viața de credință în Domnul Isus Hristos. Ce învățăm noi de aici? Că avem marea datorie să ne aducem pruncii noștri, copiii noștri la Dumnezeu. Nu putem să-i aducem fizic. Avem două mâini, avem doi genunchi, genunchii la pământ și mâinile la cer. Nu putem să-i aducem la biserică, putem să-i pomenim că stăm în biserică, pomenește, Doamne, roagă-te pentru copilul tău, că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Avem datoria să ne rugăm pentru toți cei pe care Dumnezeu ni i a dat. Chiar dacă evidențele spun altceva, păi ce să mai mă rog dacă copilul meu e bețiv, dacă trăiește cu o fată, dacă bea, dacă e drogat, cine știe, din păcate a devenit o constantă în societatea noastră. Îmi pare rău că ăsta e un adevăr crud pe care îl trăim noi dacă îmi spunea cineva acum 33 de ani, când am ieșit din nenorocirea asta, din comunism, că va fi așa ceva, numai prin filme, spunea, nu se întâmplă la noi în România așa ceva. Și uite că din păcate trăim o îndrăcire generală aproape a tineretului care nu știu cum a ajuns aici, dar sigur este aici în starea aceasta. Mă întreb așa, este vreo durere în inima noastră? Simțim vreo durere pentru ei? Să spunem, Dumnezeu cu mila, nu e așa, frații mei. Să știți că și închei cu gândul acesta. Nu vom lua nimic de pe pământ. Absolut nimic, 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 nimic nu luăm. Niciun capă de ață nu merge cu noi. Dar un singur lucru merge cu noi. Copiii merg cu noi dincolo. Copiii merg cu noi. Ei vor veni după noi. Și ce am pus în ei, ce am sădit în ei, aceea vom culege. De aceea să avem la această zi a patra din post, care ne spune că acest soi de duhuri necurate nu iese decât cu rugăciune și cu post rugăciune și post. Vedeți, nu e invers, post și rugăciune. De postit poate nu poate toată lumea. Sunt oameni bonlavi, sunt oameni cu probleme, dar de rugăciune poate toată lumea să se roage. Și cel mai amărât om poate să spună, Doamne, miluiește-mă! Sau, Doamne, îndură-te! Doamne, ai milă! Orice om se poate ruga înaintea lui Dumnezeu. Și să știți că de cele mai multe ori, poate că rugăciunea celui mai neînsemnat este mai primită de o mie de ori decât rugăciunea unui mare Slujitor la altar sau unui mare sfânt. V-am uh, pus eu odată un film aici, în, uh, era titrat din limba rusă, cu un înger care s-a dus la biserică într-o duminică. Și acolo la, la biserică îngerul Domnului s-a dus să vadă cine se roagă la biserică. Și arăta foarte frumos, era foarte bine realizat filmul, dacă îl căutați pe YouTube îl găsiți cu siguranță. Nu știu cum să numea, dar ideea vi-o dau de credință, să știți să căutați. Și la un moment dat Îngerul Domnului se duce și ascultă pe fiecare. Începe de la strană. La strană fiecare zice, uite ce frumos cântă ăla, ia uite ce frumos zice ăla. Preotul când avea minte în altar, când avea mintea în afară. Mai pe la femei, zice, uite asta a venit cu pantofia, tot cu scălciați. Să uita la alta, să gândea, Doamne, te rog frumos, ajută-mă pe mine să mă măriți sau nu știu ce. Fiecare să ruga pentru orice, dar nu pentru suflet. Și la un moment dat, Îngerul Domnului așa de dezamăgit era că nimeni nu se ruga cu credință, cu adevărat. Nimeni nu avea în vedere pe Dumnezeu acolo. Și vede într-un colț o copiliță, o fetiță. Uite așa îi șureau lacrimile și spunea așa, Doamne Iisuse, scumpul meu mântuitor, tăticul meu e bețiv. Te rog, Doamne, scapă-l pe tatăl meu din Duhul Beției. Și a spus, e singurul suflet care se roagă de aici. Restul se roagă pentru fel de fel de lucruri pământești și spune, decât rugăciunea aceasta ajunge în cer. De aceea vă spun că trebuie să, să ne rugăm și cei mai neînsemnați, pentru că Dumnezeu spune că și cel mai neînsemnat împărăția lui Dumnezeu are atâta valoare și atâta preț în ochii Domnului. Domnul să ne ajute să ne binecuvânteze, să ne sfințească și sufletele și trupurile noastre, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, așa cum știți, mai sunt două săptămâni din postul mare, mai avem două miercuri și vineri, miercurea dimineața la Sfânta Liturghie la Cimitir, vinerea din nou după amiază la Sfintele Dezlegări, la Sfântul Mazur și la Sfânta Liturghie, vă așteptăm să ne apropiem aici de Domnul nostru Isus Hristos cu credință. De asemenea, după amiază, este adunare. De atâtea ori, au, uite, sunt 3, 23 de ani de când sunt în mijlocul dumneavoastră, Trecanii ca un sunet, cum spune Biblia. Nu vă mulțumiți cu jumătate de drum. De ce vă spun și vă chem mereu la adunare? Noi ne-am rugat dimineața și am spus așa, ziua toată, desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Așa ne-am rugat lui Dumnezeu. Noi nu putem să-i dăm lui Dumnezeu jumătate de zi și jumătate să o păstrăm pentru noi. Duminica înseamnă ziua Domnului, Dominis Die, ziua lui Dumnezeu. Dacă noi jumătate o dăm lui Dumnezeu și jumătate nu o dăm nouă, n-am făcut nimic, ne-am oprit la jumătatea drumului. De aceea biserica a rânduit lucrarea aceasta sfântă a oastei Domnului ca toată ziua să o predăm lui Dumnezeu. Dimineața o să fim în Sfânta Liturghie, după amiază în cântări, în rugăciuni, în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu îmi fac datoria. Nu vreau să fiu vinovat de sufletul nimănui înaintea lui Dumnezeu. Pentru că păstorul are datoria să înștiințeze poporul. M-am dus odată la un frate care a făcut vreo numai 5 ani de pușcărie comunistă. 5 ani, 5 zile te îngrozește să stai 5 ani în pușcărie. Nu, noi nu ne putem imagina ce a fost pe acolo. Și. Îi spuneam, frate Arcadi, așa ar chema, ce să facă oamenii? Chem la mântuire, dar oamenii nu vin. Ce voi face ca păstor când Dumnezeu te va întreba de ce nu ai adus toată turma? Și a spus așa, numai cel care își deschide urechile la cuvântul lui Dumnezeu, pentru acela Dumnezeu are o lucrare. Dacă preotul își face datoria și cheamă pe oameni la mântuire, el nu are nicio vină? Vina rămâne decât la om, că el n-a vrut că preotul nu este ceva care să forțeze pe om. Și credința creștină nu e o credință care forțează, care constrânge. Dacă nu vii la biserică, fii atent că nu te mai împărtășesc, nu te mai primesc. Nu e adevărat. Dumnezeu ne dă libertate să alegem noi, pentru că suntem ființe după, după chipul și asemănarea Lui. De aceea vă spun că avem noi datoria, avem noi o conștiință care ar trebui să nu ne lase să stăm liniștiți duminica în patul nostru sau în fața unui pahar sau la o distracție sau la un parc sau știu eu la ce diferite moduri, că diavolul, să știți, știți cum vine pe la ureche, dar ce n-ai tu o, o zi pe săptămână să te distrezi, o zi pe săptămână să te bucuri, să te odihnești, te duci acolo să asculti iar pe popa, nu ai ascultat dimineață? E uite că nu e așa. Timpul, ați auzit ce a spus Biblia Apostolul de dimineață, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Păi cum să răscumpărăm? Adică să răscumpărăm timpul care l-am pierdut noi în lumea aceasta. Mă scuzați pentru toate, Domnul să ne ajute și Domnul să ne sfințească. Slăviți să fie Domnul Isus.